Mariane, ce faci tu într-o zi cu soare? Salut, Florin, bună, Diana, da, suntem acasă la Andreea Bălan. Am venit să-i vedem cățelul, pentru că este deja celebru pe rețelele de socializare, celebru Jack, care nu prea e cu minte deloc. Am înțeles că o ajută și la grădinărit, dar ne va spune Andreea cum. Andreea, pe Jack îl știm, dar mai ai aici pe cineva? Poftiți, despre cine este vorba? Poftiți, bine ați venit! Bine ați venit, dragii mei! În curtea mea este vorba de Jack și Jack are o prietenă, o cheamă Rosie și este din Belgia. Jack! Jack, vino cu acea! Rosie! Rosie este un pic cam leneș, așa. Rosie, vino cu acea, așa. Și mă joc toată ziua cu ei, ce să zic. Îmi spuneai că te ajută la grădinărit. Cum te ajută Jack la grădinărit? Jack mănâncă foarte multă iarbă. Și de mic, nu știu de ce mănâncă iarbă, dar asta este. Jack! Jack! Spune puțin povestea lui. Cum l-ai luat? Că vorbim puțin, sunt de la prieteni. Până la urmă, când este cel mai bun prieten al omului? Este ascultător și cum a început povestea? Cum l-ai? Cum te-ai hotărât să-l iei? Eram împreună de 3 luni cu soțul meu și am zis să ne luăm un cățel, ca să ne pregătim pentru viitorul statut de părinți. Și am început să avem grijă de el. Era mic, așa, drăgălaș, l-a adus George într-o zi. Jack! Vino cu acea! Jack! Rosie! Și acum are 2 ani și ceva. Și am mai avut un cățel, Billy Bălan, care avea și pagină de Facebook, dar acela era corcitura. În fine, am fost păcălită că e un bișon. Și nu era dresat, Jack fiind dresat. Te ascultă? Adică știi ceva? Pe mine nu prea mă ascultă. Jack, șezi! Culcat! Sus! Hai că știe. Auzi, cred că pe tine te ascultă oricine, Andrei, adică nu numai cățelul. Uite și pe Rosie. Și pe Billy Bălan l-am dat, pentru că l-a agitat pe Jack și o loveau pe fetiță, pe Ella. Adică nu neapărat voit, pur și simplu sărind amândoi așa ca niște mingi prin curte, Ella venea să se joace cu ei și atunci a trebuit să renunț la unul dintre ei și l-am dat la niște rude, tot la curte, deci este foarte bine. Și a rămas cu Jack și acum avem o nouă prietenă, Rosie, este cățelușa vecinilor și a venit tocmai din Belgia, deci nu știu să spune la comenzi în limba română. Îmi spuneai puțin despre vlogul tău, că postezi totul pe vlog, tot ce faci se pune pe vlog. Are legătura acum? Care e treaba? Ultima modă să ai vlog? Nu neapărat că este o modă, dar am văzut că oamenii vor mai mult din viața ta, nu doar muzica, de exemplu, artistă fiind, și îmi doresc să arăt cum e viața mea așa, cu imperfecțiuni, pentru că toată viața am încercat să arăt perfecțiunea la televizor și să arăt doar latura asta aranjată, dichisită, și am zis de ce să nu arăt și, de fapt, ce în spatele camerei, în backstage, acasă, că nu știu să gătesc, că învăț și tot felul de lucruri din acestea. Am văzut zilele trecute că oarecum îi certai pe unii părinți care își forțează copiii spre un anumit domeniu. Și Nu că îi forțează. E foarte bine să nu să-i forțezi, dar să le îndrepți pașii către mai multe domenii și apoi să vezi ceea ce le place. Nu, oarecum criticam părinții care își laudă excesiv copiii și le creează o imagine distorsionată despre sine. Și acei copii vor ajunge viitori adulți care vor lucra în niște corporații și vor crede despre sine că sunt foarte buni și își vor da seama mai târziu că, de fapt, nu e chiar așa cum a spus mamei și tate și vor avea niște depresii. Și că e foarte bine să ai o limită, adică să lauzi copilul atunci când face lucruri bune, dar să și fii obiectiv, nu să-l critici. Că eu am fost în extrema cealaltă, când am fost în copilărie, când eram în copilărie, am fost foarte criticată. Dar să știi cum să-l răsplătești fără să-l lauzi excesiv. Adică, de exemplu, dacă mergi la un concurs și el este respins, lasă mami, că tu oricum e cel mai bună, ai ajurați niște proști. N-ai cum să spui lucrul ăsta. Adică am văzut chestia asta și la Next Star și la alte emisiuni de acest gen. Noi îți mulțumim că ne-ai primit la tine în grădină aici. Check! Auzi, dai și tu o cafea, acum o prepară soțul tău, că am văzut că eram soțul bucătărie. Soțul bea cafea, eu nu beau cafea, așa că el știe mai bine să facă cafea, da. Am înțeles. Îți mulțumim foarte mult. Și el mă învață să și gătesc, eu nu știu să gătesc. Am înțeles că ai o zi plină. Am o zi plină, am câteva interviuri. Îți doresc interviuri. Succes și acum ne luăm la revedere și cu Jack, celebru Jack. Sus, așa. Florin, Diana, cam atât de aici, din grădina Andrei Bălan. O zi frumoasă, la revedere, cum era Jack și vrejul de fasole. La revedere, mulțumim frumos, Marian. Dai și tu o cafea.